riscă închisoare pe viață după ce și-a omorât soția. Un bărbat din raionul Rezina și-a snopit în bătăi soția până a omorât-o. Reieșind din gravitatea infracțiunii, instanța a decis să judece cazul într-un complet de mai mulți judecători. Dacă va fi găsit vinovat, acuzatul riscă până la 25 ani, privațiune de libertate sau închisoare pe viață. Potrivit oamenilor legii, Efrem Listing din satul Sârcova, raionul Rezina, i-a aplicat soției sale circa 30 de lovituri cu un cablu electric pe diferite părți ale corpului. Bărbatul spune că astfel și-a pedepsit soția pentru că ea ar fi consumat în acea zi alcool. Femeia a decedat pe loc. Procurorii l-au adus pe Listing în fața instanței pentru omor intenționat săvârșit cu o deosebită cruzime. Părerea mea ca acuzator de stat că susțin învinuirea în judecat au fost acumulate destule probe pentru a dovedi vinovăția inculpatului și care pot fi puse la baza unei sentințe de condamnare. Reieșind din gravitatea infracțiunii, instanța a decis să judece cazul într-un complet de mai mulți judecători. Întrucât infracțiunea în care el se învinuiește este excepțional de gravă, prin încheiere președintelui de remară a instanței a fost desemnat un complet de judecători în componența de 3 judecători. Potrivit procurorilor, bărbatul riscă până la 25 ani de închisoare sau detenție pe viață. De la începutul anului, oamenii legii au intentat 4 dosare penale pe cazuri de violență în familie în raionul Rezina.